Bună ziua și bine ați venit astăzi la acest meeting. Sunt Ursudiana și astăzi Alianța Familiilor din România a organizat această întâlnire pentru că ne dorim să-i susținem pe cei din familia Furdui și luptăm împreună cu ei, luptăm pentru ei, suntem o voce. Vă mulțumesc pe această cale că îndurați acest frig și că empatizați cu acest caz și Dumnezeu să vă răsplătească pentru asta. După cum știți, această familie este dezbinată din aprilie, luna acestui an, și s-au făcut diferite demersuri, diferite petiții și diferite întruniri, diferite proteste peste tot în lume. Ne dorim ca aceste demersuri să aibă cu adevărat un impact. Au fost cei 7 copilași au fost luați din sânul familiei abuziv, fără un ordin judecătoresc, adus în prealabil și este o suferință foarte mare. Acum o să invit alături de mine pe Emma și pe o doamnă care ne-a ajutat la pichetare. Dânsa are 84 de ani și este susținătoarea noastră. Haide, Emma! Bună ziua, bine ați venit! Sunt Emanuela Costache și, așa cum spune Diana, spune colega mea, pe lângă proteste, noi am realizat și demersul de pichetare de pe 1 noiembrie. Am pichetat în fața ambasadei Germaniei și pe lângă o echipă bine organizată și foarte devotată de a ajuta această familie, ne-am bucurat să o avem alături de noi la pichetare și pe doamna Olga. Doamna Olga Huluță, în vârstă de 84 de ani. 82 de ani. Dumnea ei a venit cu realizări, cu picturi realizate de personale și pentru noi a fost un model și o apreciem și aș dori ca împreună cu ea să dăm drumul la imnul României. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Ascultăm imnul!
Bun găsit tuturor! Vă mulțumesc și eu la rândul meu pentru efortul pe care l-ați făcut de a veni astăzi aici. Mă numesc Bogdan Stanciu, sunt unul dintre fondatorii Alianței Familiilor din România. Noi nu suntem o adunare religioasă, suntem o adunare cetățenească, dar cu toate acestea, în mod evident, suntem niște oameni cu spirit ecumenic, pentru că altfel nu ne-am aflat aici și pentru că această cauză a familiei Furdui este cauza tuturor familiilor creștine din România și din întreaga lume. Mulțumindu-i Tatălui Ceresc pentru că ne trimite și o rază de soare, vă invit să spunem împreună cu toții, cu voce tare, rugăciunea domnească. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este puterea, împărăția și slava, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În continuare, ne invităm pe pastorul Florin Ianovici, pastor la Biserica Renovatio, să ne motiveze cu câteva îndemnuri. Aș vrea să vă salut cu bine ați venit, doar că motivul pentru care suntem aici nu este unul care să ne aducă bucurie. Dimineață am văzut că soarele ne-a dat binețe și m-am bucurat. Am gândit, e ca un semn din partea lui Dumnezeu să fim astăzi prezenți aici și după aceea am stat și m-am gândit că dragostea nu așteaptă să fie întotdeauna soare pe cer și dacă ploua, tot aici eram și dacă vremea era mai rea, tot aici eram, pentru că dragostea nu e sezonieră și dragostea nu se împlinește funcție de circumstanțe. Iubiții Domnului, noi vrem să unim astăzi rugăciunile noastre cu o mișcare cetățenească. Prin acest protest am vrea să atragem atenția autorităților că există lucruri care se pot face și există lucruri care nu se pot face. Ca odinioară când Ioan Botezătorul s-a ridicat și a strigat lui Irod, nu ți este îngăduit, și noi astăzi suntem aici ca o expresie a dorinței noastre de a spune autorităților germane, serviciilor de protecție a copiilor, că nu le este îngăduit să ia 7 copii dintr-o familie și să lase familia fără copiii pe care Dumnezeu i-a dat. Iubiții Domnului, Domnul Iisus Hristos a născut într-o iesle, nu a avut condiții de maternitate, nu a avut condiții din acestea pe care astăzi legiuitorul le are în vedere într-un mod aproape obsesiv. Hristos a născut în condiții de lipsuri, de sărăcie, dar s-a născut acolo unde trebuia să fie născut. Maica Domnului, Maria, l-a ținut în brațe, tatăl Iosif a fost lângă el, chiar dacă condițiile au fost precare. Sunt timpuri în care trebuie să le spunem autorităților că nu frigiderul plin înseamnă familie, că nu cardurile care au bani pe ele înseamnă familie, ci familie înseamnă dragostea care nu obosește, dragostea care naște, dragostea care poartă de grijă, mai ales în condiții grele. De peste 20 de ani conduc un orfelinat și 1400 de copii au intrat pe porțile acestui orfelinat. Am căutat să avem cele mai bune condiții, cea mai bună mâncare, cele mai bune paturi, cele mai bune dormitoare. Dar în fiecare vineri seara când plecam acasă, am citit în ochii copiilor durerea de a rămâne în timp ce noi mergem într-un weekend împreună cu copiii, pe la mall, pe la munte, ne plimbăm fiecare după cum poate. Nimeni niciodată nu poate să înlocuiască mama și tata. Indiferent ce condiții materiale are un copil, condițiile materiale nu sunt expresia esențialmente a unei familii, ci sunt lucruri pe care le avem sau le avem mai puțin. Dragostea de părinte, sacrificiul unei mame,
Nopțile petrecute la căpătâiul copiilor, acestea nu le văd și nu sunt văzute de ochii statului. Suntem astăzi aici să spunem că acolo unde Dumnezeu a lăsat copii, Dumnezeu a lăsat și grija Lui. Acolo unde Dumnezeu a lăsat copii, a lăsat și ocrotirea Lui. De aceea este foarte important ca autoritățile germane să audă ce spunem în această dimineață, în această zi, în acest decembrie în care ne pregătim de sărbătoare. Lăsați copiii să fie împreună cu părinții lor. Lăsați copiii să fie acolo unde Dumnezeu i-a așezat. Omul greșește, autoritățile greșesc, dar Dumnezeu nu greșește. Copiii nu sunt obiecte care sunt așezate într-o familie, ci sunt suflete pe care Dumnezeu le-a dăruit. Și acolo unde Dumnezeu așează copiii, Dumnezeu nu greșește niciodată. De aceea aș vrea în aceste momente să unim rugăciunile noastre, să unim eforturile noastre și tot ceea ce facem astăzi să fie un semnal prin care autoritățile să ia aminte că oamenii care au înțeles ce înseamnă familie au o durere neostoită în suflet. Aș vrea să vă aduc aminte de o imagine biblică cu care să închei discursul meu din această zi. Atunci când mama Domnului Iisus Hristos, Fecioara Maria, s-a dus la rudenia ei, Elisabeta, care era și ea însărcinată, atunci când și-au dat binețe una alteia, spune cuvântul lui Dumnezeu că pruncul Ioan, care avea să devină Ioan Botezătorul, s-a umplut de Duh Sfânt în pântecele Elisabetei și a săltat în pântecele Elisabetei. Pe cine va strânge familia Furdui în brațe de aceste sărbători? Ce înseamnă sărbătorile când casa este despuiată, golită? Ce înseamnă să ai pâine pe masă dacă n-ai cu cine să o împarți? Sărbătorile n-au niciun sens atunci când nu sunt împărtășite cu cei pe care îi iubim. Atunci se manifestă prezența lui Dumnezeu, când familia este familie, când cei dragi sunt strânși în jurul mesei. România a biruit vremuri grele, România a biruit vremuri ostile. Vă aduceți aminte că stăteam în preajma unui calorifer înghețat bocnă și nu aveam ce pune pe masă, dar râdeam și eram împreună. Făceam glume pe seama autorităților și în casele românilor era mereu o voie bună. Suntem astăzi aici să spunem, familia este adevărata sărbătoare. Familia este adevărata lumină de care are nevoie omul astăzi. Și de aceea cerem autorităților germane, serviciilor de protecție a copiilor, să dea copiii înapoi pentru ca sărbătorile să fie sărbători, pentru ca bucuria să fie bucurie. Vreau să vă felicit pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau să vă încurajez să nu vă lăsați. Poate data viitoare o să plouă. Haideți să venim și pe ploaie, pentru că dragostea nu obosește în facerea binelui. Dumnezeu să mângâie această familie și să-i dea tărie. Noi o să mergem acasă, îi strângem pe cei dragi în brațe, ne vom așeza din nou în jurul mesei și vom spune sărbători fericite. Să ne gândim la cei care trec prin momente grele, la cei pe care în aceste momente îi aducem înaintea lui Dumnezeu și știm că brațele lor sunt goale. Dumnezeu să facă această minune posibilă. Dumnezeu să aducă înapoi copiii familiei Furdui și autoritățile să-i aminte că cei care ridică astăzi glasul sunt părinți, sunt oameni care la rândul lor au trecut prin momente grele. Aș vrea să vă întreb într-un mod sincer. Au fost zile când poate n-ați știut cum să plătiți facturile? Au fost zile când poate n-ați știut cum va arăta ziua de mâine și am renunțat la copii? Am căutat altceva să fugim din casă? Am rămas acolo și când a fost greu. Am rămas acolo și când ne-au știut oamenii și când nu ne-au știut. Și atunci când am avut și atunci când n-am avut. Pentru că ceea ce definește o familie, repet, nu sunt condițiile materiale. Ceea ce definește o familie e condiția spirituală a casei și este dragostea care niciodată nu va putea fi îngenunchiată. În numele acestei iubiri cerești, astăzi vreau să-L rog pe Domnul Dumnezeu să deschidă ușa îndurării și Dumnezeu să facă o minune posibilă. Așa cum odinioară din cerul lui Dumnezeu a coborât la noi Hristos, așa Dumnezeu să deschidă o ușă cerească și copiii familiei Furdui să se întoarcă acasă. Așa să ne ajute Dumnezeu. În continuare, din partea Alianței Familiilor din România, îl invit alături de mine pe domnul Beniamin Lup.
236 de zile. 236 de zile în care 7 copii se trezesc și nu simt căldura părinților. 236 de zile în care părinții se trezesc și casa este goală. 236 de zile în care un sistem corupt german abuzează drepturile cetățenilor Europei și cu mândrie, i-aș spune nazistă, îndrăznesc să calce în picioare tot ce înseamnă demnitate umană. 236 de zile în care statul german ezită și evită să răspundă cerințelor a mii și mii de persoane, sute de mii de persoane care cer drepturi într-o Europa care se pretinde democrată. În 236 de zile, Alianța Familiilor din România a desfășurat tot felul de evenimente și această alianță a reușit să adune la oaltă oameni de toate culorile politice, din toate nivelurile sociale, din toate colțurile Europei și a lumii, ca să ceară drepturile copiilor furdui. Alianța este locul în care s-au adunat la oaltă oameni care doresc libertate. Vin din Timișoara și acolo în aceste zile, în 1989, oamenii îngenuncheau și cereau lui Dumnezeu libertate. A venit Germania și după 30 de ani ne spune că nu avem libertate. Nu mai avem libertate să ne creștem copiii așa cum dorim. Nu mai avem libertate să ne închinăm lui Dumnezeu când vrem. Nu mai avem libertate să cerem democrație și pentru noi, nu doar pentru alții. Familia Furdui este un exemplu care ne stă înainte că drepturile noastre sunt în pericol atâta vreme cât nu ne ridicăm glasul. Pastorul care a vorbit înaintea mea, domnul Ianovici, spunea mai devreme către noi că Iisus Hristos este o stâncă și nu o frunză. Vedeți, politicienii din ziua de astăzi sunt niște frunze. Jugendamtul este o frunză. Ideologiile noi care ne sunt vârâte pe gât sunt frunze. Iisus Hristos este o stâncă. Vreau să afirm în fața dumneavoastră, să transmit statului german, ambasadei Germaniei din București, consulatului Germaniei din Timișoara, reprezentanților Germaniei în cele mai înalte foruri europene, că noi ne bazăm nu pe frunze, ci ne bazăm pe Iisus Hristos. Familia se bazează pe întemeietorul familiei, care este Dumnezeu Creatorul. De asta suntem aici în fața Guvernului României și atrag atenția guvernanților români, parlamentarilor români care nu fac nimic pentru familia Furdui, le atrag atenția că noi suntem pe o stâncă și nimic nu ne va putea deturna de pe această stâncă. Familia Furdui își va avea copii acasă. Parte din merit este al dumneavoastră, celor care, prin alianța aceasta, ați pichetat ambasada, consulatele, centrele culturale germane pentru 2 și 3 luni de zile. Sunteți cei care ați strigat și ați postat pe rețele de socializare cerând ajutorul românilor, ajutorul internațional pentru a susține familia Furdui. Alianța Familiilor din România este decisă să continue aceste proteste până când copiii vor ajunge acasă. 236 de zile, domnule ambasador al Germaniei, este prea mult! 236 de zile în care n-ați vrut să auziți glasul românilor este prea mult! Domnule Klaus Werner Iohannis, ați dormit 236 de zile liniștit pe când copiii familiei Furdui, cetățeni români care v-au fost dați în grijă de către electoratul român, stau în case sociale hăituiți și hărțuiți de statul german. Domnule Klaus Iohannis, în calitate de președinte a României,
aveți obligația constituțională să vă îngrijiți de cetățenii români. Domnule ministru de externe, aveți obligația să vă îngrijiți de cetățenii români aflați în străinătate. Vreau să mulțumesc pe această cale avocatului copilului, care s-a implicat încă de la început, prin petiția pe care Alianța a lansat-o, s-au implicat în rezolvarea acestei situații. Prin avocatul poporului, avocatul copilului desfășoară demersuri care conduc la eliberarea copiilor furdui. Vă mulțumim! Dar în același timp, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici și vreau să vă aduc în atenție un caz aflat acum pe masa de lucru a Alianței, cazul familiei Zeiler. Au trecut mai mult de 236 de zile de când Pia Sofia, o fetiță de numai 9 anișori, a fost răpită de aceleași Jugendamt, aceeași instituție coruptă germană susținută de statul german, de politicieni corupți germani, de pedofili germani. Și fetița aceasta a fost luată de la mama ei în ciuda unei hotărâri a înaltei curs germane că fetița trebuie să stea cu mama. De aceea, doamna Mihaela Zeiler va intra în legătură directă cu noi și ne va transmite mesajul dânsei. Este o mamă care își plânge copilul plecat de acasă. Doamna Mihaela va fi alături de noi și ne mulțumește pentru că ne vom implica în cazul dânsei. Pe lângă familia Furdui, vom sărbători într-o zi aducerea în familie, acasă, atât a copiilor Furdui, cât și a fetiței, a scumpei Pia Sofia. Doamna Mihaela, vă salutăm și vă rog să vă adresați mulțimii adunate în fața Guvernului României și să transmiteți gândurile dumneavoastră. Bună ziua tuturor! Nu pot decât să vă mulțumesc din suflet pentru că vă aflați în această zi și pentru noi și că empatizați cu suferința noastră, cu suferința copiilor și în special cu suferința fetiței mele, Pia Sofia. Este doar un copilaș. Durerea este aceeași pentru noi ca părinți, pentru ei ca și copilași. Pentru dumneavoastră, pentru că vă aflați în acest moment, în acel loc, în fața guvernului și protestați pentru aceste abuzuri, pentru această nedreptate. Să știți că Dumnezeu lucrează prin oameni și sunteți oameni minunați. Tocmai de aceea țin să vă mulțumesc din suflet și să mă rog bunului Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întoarcă înzecit și mit bucuria din sufletele noastre. Vă mulțumesc! Noi nu suntem un caz singular, un caz izolat. Suntem identici cu cazul familiei Furdui pentru familia celor 7 copilași care au fost luați abuziv din sânul familiei. Atât pentru ei, cât și pentru noi, pentru fetița mea, Pia Sofia, care a fost luată răpită de la școală în același fel ca și familia copilașii familiei Furdui. Vă mulțumesc din suflet, iertați-mi emoția din glas, dar este emoția care izvorăște din inimă, din suflet. Vă mulțumesc tuturor oamenilor și tuturor celor care s-au implicat și care empatizează cu suferința noastră. Doar uniți putem reuși, doar uniți putem învinge, iar Dumnezeu chiar lucrează prin oameni. Să fiți binecuvântați, oameni frumoși și buni. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Mihaela! Iată că Alianța Familiilor din România, grupul cu care sunteți aici, Alianța noastră luptă nu doar pentru copii din familii ortodoxe sau catolice sau evanghelice, luptă pentru libertate în general. Alianța este locul în care dumneavoastră aveți un cuvânt. De aceea din nou mă adresez autorităților României. După 236 de zile, aveți datoria umană, aveți datoria legală să luați măsurile care trebuiesc pentru a rezolva această situație. Se unesc împreună cu noi cetățeni din Republica Moldova, unde se pichetează. Se unesc cetățeni din Spania și Italia, Irlanda și Anglia,
se unesc cetățeni cu noi din Statele Unite ale Americii, Spania, Madrid, Malaga și alte locuri în care sunt proteste în zilele acestea, cu același scop. Vrem copiii acasă. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe românii oriunde s-ar afla ei. Dumnezeu să binecuvinteze Europa. Vă mulțumesc! Urmează un om foarte special. Vine tocmai din Irlanda pentru a împărtăși aceste clipe cu noi și pentru a susține familia. Este chiar sora Camelii Furdui și o chem alături de mine pe Estera Miclau să ne spună și ea câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Numele meu este Estera Miclau, sunt mătușa celor 7 copii ai familiei Furdui luați în mod abuziv de lângă familia. Am locuit personal împreună cu ei câțiva ani, i-am vizitat regulat după aceea. Păi imaginați șocul pe care l-am avut la aflarea veștii. Am asistat zilnic la îngrijirea, devotamentul și eforturile mamei și tatălui pentru a-i proteja, pentru a-i susține și îndruma în dragoste. Am să vă spun acum ce fel de copii sunt ei. Sunt extraordinar de iubitori. Sunt hazli, sunt curioși, plini de energie și de poftă de viață. Sunt frumoși și inteligenți. Se iubesc unii pe alții, își iubesc părinții și își iubesc familia. Conform Jungendamt însă, un astfel de profil al copiilor denotă o creștere abuzivă, lipsită de îngrijire și mai ales denotă proveniența dintr-o familie periculoasă, incapabilă de a crește copii și de a le oferi suportul necesar pentru dezvoltarea lor ca ființe umane. Jungendamt, prin pledoarea și motivația scrisă a persoanei care efectiv a ridicat copiii, susține că toată familia este abuzivă. Inclusiv bunicul lor din România, fiind un fanatic și un om periculos, după spusele motivate în scris către judecătoria din Germania. Cu alte cuvinte, Jungendamt are îndrăzneala să decide ce fel de oameni trăiesc la celălalt capăt al Europei, oameni pe care nu îi cunoaște și se consideră îndreptățită să emite verdicte în privința caracterului lor, bazat pe faptul că sunt români sau că merg la o biserică. Este incredibil că astfel de argumente sunt folosite de Jungendamt, dar este absurd și rușinos că sunt luate în considerare de instituțiile din Germania, fiind considerate argumente solide pentru aluarea copiilor din familie. O altă persoană desemnată ca psiholog evaluator în cazul familiei Furdui ar avea responsabilitatea să prezinte un raport obiectiv bazat exclusiv pe interacțiile proprii cu copiii și părinții. Conform legii și statutului profesional, evaluatorul psiholog trebuie să-și păstreze neutralitatea ca să poată fi obiectivă în evaluare. Nu numai că acest raport nu a fost încă depus 8 luni mai târziu, dar doamna psiholog evaluator este în contact permanent cu Jungendamt, asistă chiar la audierile și pledoarele Jungendamt înainte să-și formate o părere profesională proprie despre caz. Ne putem doar imagina cât de obiectivă este evaluarea dânsei. Mai mult, această persoană s-a prezentat în casa familiei Furdui ca parte a obligației de a se consulta cu părinții și auzind că familia a apelat și la serviciile unui psiholog evaluator român din Germania, a remarcat plină de aroganță și ironie: la ce bun vă poate fi un psiholog român? Cu toții știm și putem să o asigurăm pe doamna evaluator de la Jungendamt că sunt nu doar unul, dar mai mulți psihologi români buni. La fel cum mulți alți români sunt excelenți chirurgi, la fel cum mulți alți români sunt excelenți doctori, șoferi, asistente, profesori, grădinari și bucătari. Și nimeni din Jungendamt nu are dreptul să califice capabilitățile profesionale bazate pe naționalitate. Sunt oameni capabili, profesionali și responsabili în meseriile lor,
lucru care deocamdată nu se spune despre doamna evaluator și alți angajați ai Jungendamt desemnați să asiste în cazul familiei Furdui. De ce vă spun aceste lucruri? Aceștia sunt oamenii care decid soarta copiilor familiei Furdui și altor mii de copii, din păcate. Judecata lor se face pe bază de apartenență religioasă, pe bază de naționalitate, mânați de lăcomie și o dorință, din punctul meu de vedere, aproape diabolică, de a ataca și distruge familia. Aș vrea să mă adresez acum persoanelor care, prin statutul și funcția lor, au privilegiul și responsabilitatea să reprezinte cetățenii români în afara țării. Stimate doamne și domn parlamentari, miniștri, stimați diplomați și ambasadori, domnule președinte, când astfel de abuzuri și nedreptăți se comit împotriva cetățenilor români, ce rol vă asumați în stoparea abuzurilor și restaurarea drepturilor? Cine este vocea acestor familii, cetățeni români, majoritatea fără resurse suficiente să lupte împotriva mașinăriei Jungendamt? Stimați reprezentanți ai cetățenilor români, luarea copiilor este doar începutul traumei. Refuzul sistematic al Jungendamt de a oferi șansa de apărare părinților, interzicerea contactului cu familia și prietenii, interzicerea folosirii limbii materne, șicane și hărțuire constantă sunt realitățile de zi cu zi ale familiilor afectate de măsurile Jungendamt. Toate acestea fiind încălcări grave ale drepturilor copilului și ale demnităților umane. Vă rog să interveniți cu fermitate, cu perseverență și determinare pentru a opri abuzurile Jungendamt și pentru a apăra drepturile și statutul de cetățean al României. Vă mulțumesc! Aș vrea să mă adresez acum dumneavoastră aici. Vă sunt recunoscătoare tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi. Mulțumesc tuturor celor care susțin familia Furdui prin prezența la pichetaje, proteste, donații, scrisori trimise și e-mail-uri. Vă apreciem, vă suntem recunoscători și fără dumneavoastră nu am putea să rezistăm. Mulțumesc Alianței Familiilor din România pentru organizarea protestelor în țară și în străinătate. Mulțumesc domnului președinte al Alianței Familiilor de România, domnul Petre Costea, pentru susținere. Vă rugăm să ne susțineți în continuare și să fim uniți. Sărbători binecuvântate tuturor! Mulțumesc! După cum se și cade, îl invităm alături de noi pe președintele Alianței Familiilor din România, domnul Peter Costea. Mulțumesc foarte mult, Diana, mulțumesc foarte mult, Stella, pentru cuvintele frumoase care le-ai spus la adresa mea. Vreau să spun că vă iubim familia. Iubesc familia Furdui. Și numele meu de 6 luni încoace este Petre Furdui. Este Petre Costea. Pentru că Biblia ne învață să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Și va veni o zi când ne vom bucura cu familia Furdui, pentru că am convingerea că Dumnezeul care a dat biruință familiei Bodnariu va face din nou același miracol. Și avem aceeași credință și pentru familia Zeiler și stimată doamnă cu care am avut ocazia să vorbesc acum câteva zile privind situația tragică în care se află fetița ei. Mi-am pregătit un mic discurs pe care o să caut să-l citesc. Cei care sunteți interesați să cunoașteți mai multe aspecte privind familia Furdui și o analiză, dacă vreți, din punct de vedere sociologic, din punct de vedere legal al situației familiei, puteți să urmăriți pe pagina mea de Facebook și de asemenea vă rog foarte mult să intrați și pe pagina oficială a familiei Furdui, care este furduifamily.org. Am venit din Statele Unite aseară, am avut un drum lung de aproximativ 14 ore cu avionul și n-am putut să dorm din cauza schimbului fusului de orar. Așa că atunci când nu dorm, fac ceea ce de obicei fac, și anume citesc Cuvântul lui Dumnezeu.
și am ajuns anul acesta cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu la cartea Eclesiast. Și chiar mă rugam lui Dumnezeu să-mi dea un cuvânt din cartea Eclesiast care să-l port cu mine în anul 2022 pentru familia Furdui. Și Dumnezeu, care este Dumnezeul miracolelor, mi-a dat o lumină, un den, pe care vreau să-l împărtășesc înainte de a-mi citi mesajul dumneavoastră de la Eclesiast, capitolul 4, versetul 1, unde scrie așa: M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângăie. Ei sunt pradă silnicie asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Asta, dragilor, este situația în care se găsește familia Furdui în ziua de astăzi și o mulțime de alte familii române și nu numai române, ale căror copiii au fost confiscați, furați, dacă vreți, de către autoritățile germane, occidentale, norvegiene și așa mai departe. Dar avem în ziua de astăzi dorința și avem bucuria de a sta în spărtură cu familia Furdui și a spune familiei Furdui, într-adevăr, Germania, Jugendamt, v-au asuprit pe nedrept, dar vrem să vă spunem că suntem aici în spărtură și suntem aceia cărora le pasă și vom sta cu voi până la capăt. Vom sta și ne vom afirma vocea și credința creștină și vom denunța acest act oribil pe care Germania și autoritățile germane l-au instituit la adresa familiei Furdui și altor familii creștine din Germania. Iar acum vreau să mă adresez dumneavoastră prin mesajul pe care l-am pregătit acum câteva zile. Mă numesc Petre Costea, de profesie sunt avocat și sunt președinte al Alianței Familiilor din România. Vă spunem un bun venit la acest eveniment. Mulțumesc domnului Bogdan Stanciu, care este împreună cu mine în ziua de astăzi, care este un fondator împreună ca și mine a acestei organizații extraordinare, care promovează valorile creștine și mai ales valorile familiei în spațiul public. Am fondat această organizație în 2007 ca și organizație civică care de atunci până astăzi se implică în proiecte concrete pentru promovarea și apărarea valorilor creștine în România și în Uniunea Europeană. Domnul Bogdan Stanciu o să vorbească puțin mai târziu după mine. Dânsul este președintele organizației Provita București și o să rog să vă explice despre ultima acțiune pe care Alianța Familiilor din România, AFR, organizație multietnică, multiconfesională, dar apolitică, și Provita le întreprinde în Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Revin la mesajul meu și vă spun că este onoare deosebită pentru mine să mă pot adresa publicului din București și din toată țara. București este un oraș a cărei inimă bate pentru familie, pentru tradiția românească, pentru valori, pentru creștinism. Dragilor, ne cunoaștem de mulți ani. Am muncit împreună la proiectele de protejare a familiei și căsătoriei creștine în Constituția României în 2006 și 2018. Folosesc acest prilej să vă mulțumesc pentru implicare. Totdeauna când Mișcarea pentru Familie a solicitat bucureștenilor să se implice în acțiuni pentru protejarea valorilor, a făcut-o cu multă hărnicie și tragere de inimă. Vreau să încep discursul meu cu un adevăr enunțat acum 73 de ani cu o voce unanimă de către întreaga comunitate umană. Articolul 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată în noiembrie 1948, afirmă următorul adevăr: Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Dragi parlamentari, îmi îndrept privirea spre clădirea Guvernului României și voi citi din nou aceste cuvinte care au fost adoptate de Țările Lumii și părinții noștri
acum 73 de ani și vă îndemn să fiți cu luare aminte și să faceți exact ceea ce părinții noștri v-au solicitat acum 73 de ani. Vă reamintim și citez: familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la o ocrotire din partea societății și a statului. Vă rugăm, luați aminte! Suntem aici tocmai pentru a afirma și a rosti acest adevăr. Acum când protestăm împreună acțiunile ilegale ale Germaniei împotriva familiei Furdui. Familia Furdui își cere drepturile. Ați răspuns din nou astăzi solicitării Mișcării Pro Familie din România pentru promovarea intereselor supreme ale familiei. Ați dat curs solicitării familiei Furdui de a vă face contribuția la reîntregirea familiei prin revenirea în sânul familiei a celor 7 copii luați de autoritățile germane în mod abuziv pe 26 aprilie. Vă felicităm pentru că vă exercitați drepturile creștinești și cetățenești pentru un scop atât de nobil și o cauză atât de dreaptă, dar mai ales pentru că în spirit creștin ați ales să plângeți cu cei ce plâng. Avem însă încrederea că ne vom și bucura tot împreună cu familia Furdui, știind și având convingerea că familia va fi reîntregită curând. E bine să cunoaștem motivația principală pentru care copiii au fost confiscați de la părinți. Este o motivație care trebuie să ne îngrijoreze pe noi toți. A fost credința și atașamentul familiei Furdui față de creștinism și valorile creștine. Părinții au ales să pună în practică un model de creștere a copiilor fondat pe Biblie. Mai devreme sau mai târziu, autoritățile germane au depistat acest lucru și au concluzionat că modelul creștin de creștere a copiilor este în conflict cu modelul secular de creștere a copiilor. Statul secular a insistat că are dreptate, iar părinții nu. În consecință, statul și-a exercitat autoritatea și a luat 7 copii nevinovați de la părinți nevinovați într-un mod extrem de abuziv, dar și ilegal. Părinții Furdui au fost un exemplu de creștere a copiilor într-un spirit creștin. Au investit spiritual în copii, i-au învățat de mici valorile creștine, i-au învățat să iubească pe Dumnezeu, Scriptura și să frecventeze biserica. Au făcut o investiție spirituală pe care statul german a confiscat-o pe 26 aprilie. Investiția spirituală a familiei Furdui este lăudabilă și servește drept model pentru fiecare familie creștină. În plus, Germania a încălcat în mod grosolan drepturile parentale ale părinților Furdui, cât și drepturile copiilor lor conferite de Convenția Internațională a Drepturilor Copiilor. Integritatea familiei a fost distrusă, interesul suprem al familiei ca unitate socială a fost ignorat, integritatea etnică și religioasă a copiilor a fost compromisă. Condițiile în care copiii sunt forțați să trăiască sunt deplorabile. Împărțiți în trei, copiii nu se pot vedea unii cu alții, iar legăturile emoționale dintre copii pe de o parte și dintre părinți și copii sunt amenințate. Toate aceste lucruri constituie subminări grave ale drepturilor părinților, dar și ale drepturilor copiilor. Cred că suntem în asentimentul tuturor celor care se află aici când afirmăm că nu ne-am adunat în Piața Victoriei din România, din București, pentru a denigra Germania. Suntem aici pentru a ne exprima solidaritatea cu familia Furdui. Suntem aici pentru a atenționa și informa cetățenii României despre cauza dreaptă a familiei Furdui. Suntem aici pentru a mobiliza întreaga țară cu scopul de a pune presiune pe autoritățile germane să-i elibereze pe cei 7 copii nevinovați ai familiei Furdui, fără condiții și în mod permanent. Respectăm Germania, respectăm tribunale germane,
respectăm procesul democratic și statul de drept. Trebuie însă să recunoaștem că Germania a dezlănțuit acest conflict dureros. Ca atare solicităm și insistăm ca Germania să facă dreptate familiei Furdui. Solicităm Germaniei să rezolve situația inumană în care a plasat familia Furdui prin acțiunile ei ilegale. Cheia rezolvării acestui conflict e în mâna autorităților germane. Scopul ultim al oricărui conflict este rezolvarea lui. Așa acționează oamenii raționali și societățile civilizate. Suntem chemați să continuăm să luptăm pentru familia Furdui. Luptând pentru familia Furdui, luptăm pentru familiile noastre și pentru drepturile noastre. Continuați să protestați. Continuați să țineți în cugetul și mintea voastră situația familiei Furdui în fiecare zi. Rămâneți solidari cu familia Furdui. Demarați acțiuni practice desemnate să atenționeze Germania că nu ne vom întoarce la casele noastre și nu vom înceta să cerem eliberarea copiilor până în momentul în care ei vor fi reintegrați familiei. Este dorința noastră fierbinte și rugăciunea noastră comună și continuă ca Germania să elibereze acești copii cât mai curând. Vă mulțumesc! Vreau să o invit pe colega mea din București, pe doamna Emanuela Costache, să vină în față să citească o rezoluție. Este un obicei bun și un protocol bun la întâlnirile publice, când cei care se adună în spațiul public pentru un anumit obiectiv comun să adreseze autorităților o rezoluție pe care am scris-o eu în limba engleză, vom citi și în limba engleză, va fi înmânată mâine, scuzați-mă, luni, Germaniei, ambasadei Germaniei din București, atât versiunea în limba română cât și versiunea în limba engleză. Și după ce Emanuela va citi această rezoluție în limba română, o să vă solicităm prin ridicare de mână și voce să adoptați această rezoluție ca să o putem înainta autorităților germane în București și de asemenea în Germania. Și voi face și eu la fel la consulatul german din Houston, Texas, unde locuiesc. Emanuela, te rog să vii în față. Rezoluție adoptată cu privire la sechestrarea ilegală a copiilor lui Petru și Cameliei Furdui către ambasada și autoritățile civile ale Republicii Germane. Având în vedere că familia naturală și biologică constituie unitatea fundamentală a societății și civilizației, având în vedere că familia naturală este sacrosanctă, având în vedere că acțiunile statului concepute să submineze sanctitatea familiei naturale sunt atroce și inumane, având în vedere că Declarația Universală a Drepturilor Omului din anul 1948 îndeamnă statele să promoveze, protejeze și să respecte familia naturală formată dintr-un bărbat și o femeie și copiii acestora, având în vedere că părinților biologici le este conferit prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului dreptul fundamental de a-și crește copiii conform propriilor convingeri morale și religioase, având în vedere garantarea prin Convenția Internațională privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, anumitor drepturi esențiale și fundamentale pentru părinți și copiii acestora, având în vedere că prin convenție copiii au 1. Dreptul de a avea o mamă și un tată, 2. Dreptul de a-și cunoaște părinții biologici și de a fi crescuți de ei, 3. Dreptul de a menține integritatea identităților etnice și culturale, 4. Dreptul de a-și menține identitatea și convingerile religioase, 5. Dreptul părinților de a se asigura că identitatea etnică și religioasă a copiilor nu este afectată, ci păzită și protejată, chiar și atunci când copiii se află în custodia statului.
Acum, prin urmare, noi, reprezentanții de seamă ai mișcării pro-familie a României, adunați în această zi solemnă de 18 decembrie 2021 în Piața Victoriei, în București, adoptăm această rezoluție. Deplângem și ne exprimăm adânca dezamăgire cu privire la maniera ilegală în care Jugendamt, un instrument guvernamental al statului german, și-a folosit autoritatea pentru a încălca drepturile fundamentale ale familiei lui Petru și Cameliei Furdui și ale celor 7 copii ai lor. Deplângem și ne exprimăm indignarea cu privire la încălcarea flagrantă a drepturilor parentale ale familiei Furdui, când la data de 26 aprilie 2021, Jugendamt, un instrument guvernamental al statului german, a sequestrat în mod ilegal cei 7 copii ai familiei Furdui. Deplângem și condamnăm maniera inumană în care Jugendamt a gestionat situația încă din 26 aprilie 2021, subminând interesul suprem al copiilor Furdui prin următoarele acțiuni, printre altele: 1. Separându-i de părinți împotriva voii lor. 2. Dezmembrând familia și separându-i pe copiii Furdui unul de celălalt, aceștia locuind acum în 3 locații diferite. 3. Împiedicând copiii și părinții acestora să vorbească în limba română atunci când li se permite să se întâlnească pentru o perioadă limitată de timp sub supravegherea statului. 4. Forțând copiii și părinții acestora să vorbească germană în timpul vizitelor supravegheate, cu toate că părinții și copiii mai mici nu sunt fluenți în limba germană. 5. Subminând integritatea etnică a copiilor și înăbușindu-le exprimarea deplină a identităților culturale și etnice în timpul custodiei statului. 6. Subminând identitatea religioasă a copiilor și înăbușind intenționat exprimarea deplină a identităților religioase în timpul custodiei statului. 7. Ignorând multele și inocentele pledoarii ale copiilor exprimate adesea către autoritățile de la Jugendamt și în instanță, de a li se permite să se întoarcă la părinții lor biologici și să fie reuniți în întregime ca familie. Refuzând să permită transferul copiilor în România pentru a fi crescuți de către rudele lor de acolo, cu toate că 6 dintre copii sunt cetățeni români. 9. Înstrăinând intenționat sentimentele copiilor față de părinți, cei mai mici dintre copii fiind încurajați să se adreseze adulților cu care locuiesc folosind apelativul mamă. Și 10. Săvârșind numeroase alte încălcări ale legii, moralității și civilității de bază. Prin urmare, având în vedere numeroasele încălcări ale dreptului național și internațional de către Jugendamt, un instrument al statului german, solicităm respectuos Jugendamtului să stea și statului german să îndrepte imediat răul pe care l-a provocat părinților și copiilor Furdui. În special solicităm 1. Eliberarea imediată și necondiționată din custodia statului a tuturor copiilor Furdui și întoarcerea lor imediată la părinților biologici. 2. Încetarea imediată și definitivă a tuturor acțiunilor ilegale și ostile întreprinse și de autoritățile germane împotriva copiilor în timpul custodiei Jugendamtului. Și 3. Încetarea imediată a tuturor acțiunilor menite să stigmatizeze părinții Furdui. Mulțumesc! Furdui! 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 Va trebui să votăm această rezoluție prin ridicare de mână. Dacă da. Sunteți de acord să depunem această rezoluție. Da, da, vă mulțumesc frumos! Furdui! Da, da.
O avem alături de noi și pe doamna Marina Alexandru. Dânsa este reprezentantul Alianței Părinților din România și de asemenea Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților. Haideți alături de noi. Doamne ajută, familie! Vreau să vă spun că de când am aflat de situația familiei Furdui, am stat și am cugetat profund la ceea ce de fapt se întâmplă. Familia Furdui, ca multe alte familii, în acest moment sunt supuși unui martiriu, unor torturi, pentru că sunt torturi psihologice, emoționale, afective, care, din momentul în care au fost declanșate, chinurile pot fi mai cumplite decât cele fizice. Dragii mei, practic și teoretic și în realitate, atacul la familie, la ideea de familie, la conceptul de familie, nu este un atac social, numai social. Este un atac la Dumnezeu. De ce spun aceasta? Pentru că familia este, înainte de orice, o instituție divină. Este o instituție a lui Dumnezeu, care în acest plan lumesc are ca reprezentanți pe mama și pe tata. Familia este laboratorul în care se co-creează împreună cu Dumnezeu. Mama și tata co-creează împreună cu Dumnezeu, nasc și cresc și dau societății membrii ei. După cum știm, inclusiv din dreptul familiei, atunci când la ofițerul stării civile merg și își unesc destinele un bărbat cu o femeie, se spune, ofițerul stării civile spune că familia este nucleul societății. Da, pentru că familia este biserica de acasă. Înainte de a merge la biserica pe care o știm cu toții, unde ne unim duminica la Sfânta Liturghie, avem familia, avem biserica de acasă, unde punem genunchiul jos la rugăciune în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos. Dragii mei, avem de schimbat o paradigmă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi suntem liberi. Ne-am născut liberi și suverani. Libertatea este un dat și un dar divin. Nu o favoare pe care ne oferă vreo instituție. O instituție reprezentată de niște funcționari publici care ocupă vremelnic niște posturi de conducere într-o administrație de stat. Trebuie să luăm aminte și să ne gândim că statul suntem noi. Statul este o orânduire socială pe care membrii societății, membrii unei grupări, da, dacă ne gândim în istorie, ne luăm de la origini cum au apărut formațiunile, da, ca orânduiri sociale. Sunt formate aceste orânduiri din membri din oameni care s-au adunat și care au hotărât să se organizeze într-un anume fel și să-și desemneze niște reprezentanți care astăzi îi numim ai statului. De aceea este foarte important să devenim conștienți de faptul că noi suntem o autoritate, nu invers. Iată, vorbim inclusiv din punct de vedere legal despre autoritatea
părintească, însăși denumirea de autoritate părintească este foarte importantă. Părinții sunt cei care decid, o spune Constituția României, o spune orice Constituție și ridic Constituția României pentru că ne aflăm în România, dar este un punct de pornire a arcului de boltă către toate Constituțiile națiunilor, a fiecărei națiuni. În fiecare Constituție a fiecărei națiuni este prevăzută libertatea conștiinței, care este inviolabilă și nu poate fi îngrădită de nimeni și de nimic. Ea există pur și simplu deoarece conștiința este a lui Dumnezeu. Conștiința este a lui Dumnezeu și a fost pusă în fiecare ființă umană, creație a lui Dumnezeu, ca și familia. Familia este creația lui Dumnezeu, nu a statului. De aceea, dragii mei, este foarte important să schimbăm această paradigmă și să devenim conștienți de faptul că suntem o forță, suntem o voce, pentru că este vocea lui Dumnezeu care se exprimă prin fiecare dintre noi. Copiii sunt ai lui Dumnezeu și dați-mi grijă mamelor și taților. Mamele care sunt laboratorul în care viața se dezvoltă și intră și poarta de intrare în această lume, în această lume care este divină înainte de orice, pentru că tot ce există aparține lui Dumnezeu. De aceea, copiii nu sunt ai statului. Nicio instituție nu are dreptul să facă abuz de putere, de putere instituțională, că altă putere nu are. O putere instituțională pe care fiecare dintre noi le-am dat-o, i-am investit cu această încredere. Avem libertatea și dreptul de a retrage oricând această încredere acordată oricărei instituții care în mod eronat își arogă o putere asupra fiecăruia dintre noi și în mod exclusiv, acum văd că există această conflagrație ideologică de a pune stăpânire pe copii, de a dispune de viața copiilor și de a-i smulge din sânul familiilor. Atât Alianța Părinților din România, pe care o reprezint în calitate de secretar general, cât și Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților, pe care o reprezint în calitate de președinte, atât eu în nume propriu, cât și ca avocat specializat pe drepturi și pe probleme de familie și viață, drepturi și libertăți fundamentale, ne solidarizăm cu Alianța Familiilor din România, cu Provita București, cu care și în alte ocazii am făcut front comun și ne-am unit în demersuri pentru familie. Deci, dragilor, să fim uniți în duh la rugăciune și în faptă pentru neam, țară și familie. Să nu uităm să ne păstrăm integritatea și demnitatea și să nu ne așezăm în genunchi decât în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu, pentru că nu avem de ce să stăm îngenunchiați în fața nimănui. Vă îmbrățișez pe toți cu sufletul și cu mult de drag și să ne ajute Dumnezeu. Amin. Din Ploiești, din partea unei biserici independente, ni se alătură acum domnul pastor Cristian Matescu. Haideți alături de noi.
Aș vrea mai întâi de toate să spun că lăudăm pe Dumnezeu. Amin. Pentru că prin Duhul Sfânt El este Cel ce ne face ca să ne adunăm aici, să luăm parte la necazul celor care trec prin încercări grele și nu datorită, în primul rând, nu datorită lor, nu datorită faptului că trăiesc nu știu unde, ci datorită faptului că sunt creștin. Aș vrea în primul rând să știm că familia Furdui și familia Bodnariu, ca și celelalte familii care s-a procedat ca să li se ia copiii, sunt doar niște trâmbițe ale lui Dumnezeu pentru întreaga creștinătate, pentru țara noastră și pentru lumea întreagă. Trâmbițe care vrea să spună de acum, să anunțe ceea ce vrea vrăjmașul sufletelor omenești, a oamenilor care trăiesc în pace pe pământ. Trâmbița să spună, noi vrem să stăpânim peste voi. Dumnezeu dorește prin Duhul Sfânt să avem autorități ale statului, ca prin autoritatea care o au să respecte și să lucreze pentru binele societății noastre în care ne trăim pe pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Dacă ați remarcat din ceea ce s-a spus, din ceea ce a mărturisit și sora familiei care face parte din familia Bodnariu, spunea că au declarat și psihologii, au declarat și alții, pericolul este că ei merg la biserică, pericolul, ei sunt niște oameni periculoși. Aș vrea să vă mărturisesc că acest pericol pe care îl percep acești oameni este datorită faptului că ei stau în calea tăvălugului care vrea să vină peste întreaga omenire. Tăvălugul acesta este secularismul, această filozofie care vrea să le elimine pe Dumnezeu, să le elimine din conștiința noastră, să le elimine din societatea noastră, din familiile noastre. Și la baza, așa cum s-a menționat, la baza societății este celula de bază, familia, pe care Dumnezeu a ocrotit-o, a lăsat-o și o ocrotește, glorificat să fie numele Lui. Aș vrea să vă mărturisesc că această trâmbiță, aceste procedee pe care Dumnezeu îngăduie ca să se facă familiile acestea, sunt alese de Dumnezeu ca ele să fie într-adevăr să treacă prin persecuție, dar prin persecuția aceasta să trezească conștiințele noastre, să trezească cugetul nostru, să conștientizăm că ne vine ce ne așteaptă și pentru aceasta nu ridicăm brațele noastre cu arme, ci ridicăm brațele noastre cu rugăciuni, ridicăm brațele noastre ca să-i cerem lui Dumnezeu har, îndurare și prin Duhul Sfânt să ne dea acea lumină călăuzitoare ca Dumnezeu să intervină la vremea potrivită. Glorificat să fie Domnul! Pericolul, într-adevăr, este ceea ce stă în calea acestui secularism, acestui globalism care vrea să stăpânească peste oameni într-un mod demonic, pot să spun, pentru că atunci când vrea omul să se ridice și să stăpânească peste alți oameni, fără ca să țină cont de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cârmuiește pe împărați, și Dumnezeu îi îndeamnă și îi conștientizează și le dă înțelepciunea necesară să conducă societatea și țara respectivă spre bine. Când dispare Dumnezeu, vine întunericul spiritual, vine degradarea morală, vine degradarea socială. Și noi ca oameni nu mai suntem ceea ce ar trebui să fim și să ne bucurăm de viața aici pe pământ și în felul cum trăim, Dumnezeu să ne pregătească sufletele pentru eternitate. De aceea secularismul are în calea lui o piedică și această piedică este biserica.
De aceea aș vrea, prin Duhul Sfânt, să vă îndemn să ne apropiem de Dumnezeu și să considerăm, să avem în vedere că și Dumnezeu este cu noi, cu toți cei care trăim după principiile lui Dumnezeu, după cuvântul Său, și ne punem încrederea totală în Dumnezeu. Aș vrea în încheiere să citesc un pasaj, câteva versete din Sfânta Scriptură, prin care Dumnezeu ne adresează și nouă acest îndemn. Apostolul Pavel, în Epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 27, nu mai purtați-vă într-un chip vrenic de Evanghelia lui Hristos, rămâneți tari în același duh și știu că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnicul. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta este de la Dumnezeu, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o în mine și pe care ați auzit că o duc și eu acum. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și să nu uităm această zicală care este izvorâtă din realitate, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Când creștinii sunt persecutați, ei sunt curățiți, apropiați de Dumnezeu și unii de alții și devin forța prin care Dumnezeu lucrează să se împotrivească tuturor planurilor rele. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Așa să facă Dumnezeu. Avem alături de noi și doi reprezentanți ai comunității rome. Îi invit alături de noi pe domnul Copoț George Bradu, iar apoi pe domnul Florin Ciorne. Bună ziua! Sunt Copoț George Bradu. Am militat pentru integrarea romilor mulți ani și astăzi am venit aici în calitate de creștin. Sunt creștin și român creștin în primul rând și în al doilea rând sunt țigan, rom. Și mi-am adus aminte de un verset din Biblie care spune: dacă voi veți tăcea, pietrele vor vorbi. Nu putem să tăcem. Mi-ar fi plăcut ca astăzi să fie mai mulți aici. O familie frumoasă, creștină, este atacată, copiii sunt luați și este ușor ca noi să ne gândim că nu suntem în situația aceasta. Dar dacă am fi eu să fiu sau copiii mei să fie în situația aceasta, m-ar durea mai tare. Și vreau să amintesc un aspect. Tatăl meu, bunicii mei au fost deportați în Germania. Germania nu este, sau germanii nu sunt cel mai moral popor. Să-și aduc aminte că au generat două războaie mondiale și să nu ne dea lecții de moralitate cu privire la copiii noștri. Suntem un popor creștin, să ne lasă să ne educăm și să ne creștem copiii așa cum ne-a învățat Dumnezeu de 6.000 de ani. Rog autoritățile din România, nu știu dacă sunt persoana cea mai auzită din România, dar am și eu o vorbă pentru autoritățile din România, pentru Parlament, pentru Guvern și în special pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Puneți mâna pe telefon, este ușor pentru dumneavoastră să vorbiți în limba maternă cu autoritățile germane. Vorbiți, sunați, suntem români, avem nevoie de reprezentarea dumneavoastră. În numele Domnului. Amin. Bună ziua, oameni buni! Bună ziua, dragi români, dragi creștini! Suntem din nou aici, eu vin de la Brăila și m-am alăturat și eu strigătului dumneavoastră pentru a salva familia Furdui,
din ghearele diabolice a unei organizații care e convingerea mea personală că este ocultă. Sunt aici în primul rând în calitate de tată. Am 6 copii și chiar dacă reprezint prin prezența mea etnia mea romă sau etnia mea țigănească, pot să spun și eu în gura mare că copiii mi-am educat într-un spirit creștin, locuiesc în România și îmi doresc din toată inima ca nimeni să nu se bage în familie să poată să explice cum trebuie să crești copiii. Care este vina familiei Furdui? Au făcut pact cu organizații teroriste? Nu! Au atentat la siguranța națională a statului german? Nu! Din contră, au dezvoltat afaceri, au dat dovadă de oameni cinstiți, au dat dovadă de oameni de bună credință, au contribuit cu bani din salariile lor la lărgirea PIB-ului banilor Germaniei. Care este vina familiei Furdui? Că le-a spus copiilor să meargă la biserică? Dar unde să le zicem să meargă? Tot poporul duminica trebuie să fie la biserică. Ce vină a făcut familia Furdui? Rugăm autoritățile române, în primul rând, ca tată, tată de 6 copii. Unul din copiii mei l-am înfiat dintr-o familie cu 9 copii, care aveau probleme grave și l-am luat de când s-a născut și este copilul nostru. Ca tată, rog pe domnul Iohannis, așa cum am auzit, pentru că cei din Germania nu știu bine românește, se pare, să vorbească în limba dumnealui, rog și eu, și să dea un telefon prin care să spună dați-ne înapoi concetățenii noștri. Familia Furdui este o familie de români. Sunt cetățeni a acestei patrii. N-are cum. Pe guvernul României îl interesează mai mult să nu deranjeze oficialitățile din Germania. Însă cine se întreabă că familia plânge de aproape 300 de zile în pumn? Cine se întreabă că oamenii ăia nu dorm? Cine se întreabă că părinții ăia aproape au orbit? Cine se întreabă că copiii ăia sunt distruși psihic pentru că sunt împărțiți? De problema aceasta nu doare pe guvernanții României? Ce ne interesează mai mult? Binele familiei sau relațiile bilaterale care n-au nicio legătură în cazul acesta? Pentru că problema familiei Furdui este una legată spirituală pe care noi o găsim normală. O familie care își educă copiii într-un spirit creștin. Le spunem și familiei Furdui, și eu, și cei din comunitățile noastre din Brăila, că suntem alături de ei. Că ne rugăm în fiecare săptămână pentru familia Furdui, cum am făcut-o și pentru familia Podnariu. Știm că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Sunt aici nu numai în calitate de tată, scurt, ci și în calitate de lider spiritual. De 20 de ani sunt pastorul Bisericii Evanghelice din Însurăței. De 20 de ani împreună cu familia mea suntem în mijlocul oamenilor, în mijlocul românilor, ajutându-i din toate punctele de vedere, dându-le asistență spirituală, socială și orice este nevoie. Contribuim prin noi, prin comunitățile rome de acolo, la bunăstarea poporului român. Rugăm guvernul României să se implice din ce în ce mai ferm și fără niciun fel de ezitare, pentru că este vorba de o familie cu cetățenie română, a cărei copii a fost pur și simplu răpiți din sânul familiei. Dumnezeu să binecuvânteze familia Furdui și abia aștept ziua în care ne vom bucura fiecare în casele lor că Dumnezeu a biruit din nou. Așa e! Furdui! 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 Nu știu câți dintre dumneavoastră știu, dar astăzi este și ziua minorităților naționale. Deci la mulți ani încă o dată, frate. Dragi prieteni, sunt unul dintre ultimii vorbitori la acest ultim eveniment pentru familia Furdui din acest an și am încercat să nu repet ce s-a spus până acum, ci dacă este posibil să întăresc. Și în același spirit ecumenic despre care vă vorbeam la început, permiteți-mi, vă rog, să vă citesc câteva scurte pasaje din compendiul de doctrină socială al Bisericii Catolice. Evident, pe tema familiei. Statul, așadar,
este în serviciul familiilor, care sunt primele societăți naturale, unitățile fundamentale ale societății mari. Familiile există independent de stat. În inima vieții de familie se găsește transmiterea moștenirii materiale și imateriale. Filiația, tradiția, culturile, cultura, valorile, educația. Familiile au drepturi proprii și originare, ceea ce înseamnă că aceste drepturi nu sunt acordate de stat, în același fel ca și drepturile omului, care precedă statul deoarece ele există prin însăși natura omului. Respectul statului pentru familii este realizat mai ales prin principiul subsidiarității, sub care societatea și statul trebuie să nu îndepărteze familia de la sarcinile pe care aceasta le poate îndeplini singură sau liber asociată cu alte familii. Statul nu trebuie să absoarbă sau să se substituie familiilor, ci dimpotrivă trebuie să recunoască și să susțină pe acestea în îndeplinirea propriilor lor responsabilități. Statul ajută binele comun prin servirea familiilor și nu invers. Prima și esențială specificitate a familiilor este aducerea pe lume a copiilor. Dar această naștere nu este doar una biologică, ci și este una spirituală și culturală. Întrucât părinții sunt cei care nasc copiii, ei au dreptul originar și datoria, adică responsabilitatea de a educa. Această responsabilitate este naturală, stricto sensu, pentru că ea rezultă din naștere. Ea nu este acordată de stat, ci este inalienabilă. Educarea copiilor, care implică, printre altele, învățătura, este așadar sub responsabilitatea familiei, societatea fiind aptă să ajute și să susțină familia în îndeplinirea sarcinilor sale. În schimbul acestei datorii, copiii au dreptul de a primi protecție și educație din partea celor care și-au luat responsabilitatea de a-i naște. Acesta este așadar un extras din compendiul de doctrină socială al Bisericii Catolice, având ca autor Conciliul Pontifical pentru Dreptate și Pace în anul 2004. Domnul Petre Costea m-a rugat să vă lămuresc în legătură cu o acțiune pe care asociația pe care o conduc, Asociația Provita, împreună cu Alianța Familiilor din România, o desfășoară în momentul de față la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Trebuie să știți că nu este o acțiune care să aibă legătură directă cu situația familiei Furdui, dar este o acțiune care privește în mod evident situația familiei în general în România și nu numai. Începând cu anul 2008, în Parlamentul României au fost discutate numai puțin de 11 propuneri legislative, al căror scop era reglementarea situației cuplurilor care trăiesc în afara familiei, în special a cuplurilor de același sex. Cunoașteți probabil dezbaterea care a avut loc și are loc în continuare în întreaga lume vestică și nu numai. Aceste 11 proiecte de lege au fost fiecare pe rând respinse. Printre altele și prin efortul și strădanile noastre, care am lămurit parlamentarilor de ce astfel de propuneri de lege sunt inacceptabile. Văzând că nu reușesc pe calea legislativă să obțină ceea ce își doresc, adversarii noștri și ai familia au apelat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO este una dintre cele două instituții, instanțe supranaționale, împreună cu Curtea Europeană de Justiție. De anul trecut, la CEDO se judecă 7 dosare prin care cupluri de persoane de același sex au solicitat curții să oblige statul român la reglementarea situației lor, cu alte cuvinte, să le permită fie căsătoria, fie o formă alternativă de reglementare, parteneriatul civil sau uniunea civilă. Din partea României a răspuns, așa cum scrie în lege, autoritatea guvernamentală, al cărei sediu este în spatele meu și în fața dumneavoastră. Problema este că răspunsul pe care autoritatea guvernamentală l-a dat este unul simplu și formal. Guvernul României acceptă faptul că va pierde această cauză la CEDO. În această situație, asociațiile noastre au ales calea unei intervenții în favoarea statului român, încercând, cu alte cuvinte, cum s-ar spune în popor, să pună o proptea legii românești pentru a evita o decizie foarte proastă a CEDO. În momentul de față suntem în stadiu de judecată. N-am să intru foarte mult în detalii tehnice pentru că nu am de ce.
Dar ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră din această poveste este că noi nu ne luptăm cu ideea de stat. Atâta vreme cât statul a fost laic, noi n-am avut nicio problemă cu el și nici el cu noi, pentru că acest termen de laic provine dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă acela care nu este cleric. Cu alte cuvinte, majoritatea, quasi totalitatea cetățenilor. Problema noastră este secularismul. Secularismul este o formă de pseudo-religie, dacă vreți, ateistă, care intră în conflict evident în momentul de față cu creștinismul și căreia noi se presupune că ar trebui să-i facem loc. Noi nu putem să-i facem loc, suntem în momentul unui conflict pe care noi nu l-am dorit și nu l-am căutat, dar care a venit peste noi și căreia noi trebuie să-i facem față. Familia Furdui, așa cum a spus și fratele pastor mai devreme, este una dintre victimele acestui conflict, una dintre victimele nevinovate. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție! Din partea Alianței Familiilor din România, îl invităm alături de noi pe domnul Samuel Zărnescu, iar apoi în încheiere pe domnul Peter Costea. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți aici și vreau să mulțumesc tuturor care ne urmăresc online și vreau să transmit un mesaj soților Furdui, cum am spus și data trecută. Știu că ne urmăriți și vă spunem, suntem mulți aici și suntem și mai mulți implicați în acest protest pentru dumneavoastră și vă transmitem că nu sunteți singuri în această luptă, nu luptați singuri și cu ajutorul lui Dumnezeu, care are ultimul cuvânt, copiii vă vor fi înapoiați în familie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, soții Furdui, Dumnezeu să vă dea înțelepciune mentală, da? Să vă dea sănătate psihică și copiilor și împreună, suntem împreună în lupta aceasta. Cum spunea și domnul Peter Costa, eu sunt familia Furdui și noi suntem familia Furdui, da? Fiecare dintre noi. Și aș vrea să ne implicăm din ce în ce mai mult în acest protest, pentru că libertatea religioasă este pusă în joc. Da? Libertatea religioasă este pusă în joc. Și a fost un caz, nu vreau să dau numele, cu o senatoare din România în care jurnaliști din Italia, scandal, în fine, nu intru în detaliul ăsta și ambasadorul Italiei imediat a cerut niște lămuriri, da? Cu ce s-a întâmplat acolo și premierul nostru imediat a simțit nevoia să-i dea socoteală cu ce s-a întâmplat. Îi aducem aminte domnului premier că timp de 7 luni de zile, 7 copii, cetățeni români, au fost răpiți din familia lor. Și din ce mi-aduc aminte, dumnealui n-a luat nicio poziție pentru a cere socoteală statului german. Și aducem aminte încă o dată, domnule premier, cetățenii dumneavoastră de 7 luni de zile sunt răpiți de către statul german. Vă rugăm să interveniți și să cereți socoteală statului german. Și aduceți copii acasă, aduceți copii, aduceți cetățenii români în țara noastră, în România. Cerem statului român să intervină pe orice cale pentru a elibera copiii familiei Furdui. Pentru că, cum se spunea și mai înainte, sărbătorile acestea, dacă copiii nu se vor întoarce în familia Furdui, în sânul familiei, nu va mai fi sărbătoare. Nu va mai fi sărbătoare. Când vorbea mătușa copiilor, pur și simplu îmi dădeau lacrimile acolo. Când auzeam cazul care l-a pus domnul Beniamin Lup, l-a pus pe speaker, cu mama aceea disperată și ne mulțumea pentru eforturile noastre, îmi dădeau lacrimile. De ce? Pentru că și eu sunt tată și sunt plecat de dimineață de acasă. Noi suntem din Prahova, suntem o parte din Prahova, veniți ca să susținem acest protest. Ne e dor de copiii noștri, dacă stai o zi departe de ei, apoi să stai 7 luni de zile, să-ți vezi copilul o oră jumate pe săptămână, în cazul familiei Furdui, și să nu te lasă să vorbești în limba ta. Este un abuz și cerem statului român să intervină, să oprească acest abuz. Da, pentru că noi suntem familia Furdui. Da, și încă o dată, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Da, și spunem familiei Furdui, spunem nu dați înapoi. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Am cu mine pliante
da, de susținere pentru familiei Furdui și avem foarte multe cu noi ca să le dăm după ce se termină această manifestație. Vă rog frumos să veniți la scenă ca să împărțim aceste plante, să putem să mergem în bisericile noastre, în comunitățile noastre, da, în toate orașele din România, pe rețelele de socializare. Vă rog să dați share la toate protestele organizate pentru familia Furdui. Să dăm un număr cât mai mare ca împreună să fim o voce din ce în ce mai puternică. Suntem o voce, cei deja statul român și Jugendamt începe să se tulbure pentru ceea ce facem noi, da? Pentru că noi apărăm familia. Noi apărăm familia, apărăm libertatea religioasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze România și Dumnezeu să binecuvinteze familia Furdui. Un mesaj final din partea mea. Vremea se răcește la București, nu că sunt obișnuit cu vremea rece. Așa că vă mulțumesc pentru că încă aveți răbdare și tenacitatea de a fi în spațiu public. Eu o să mă adresez autorităților germane acum în limba engleză, având în vedere că acest eveniment este un eveniment cu reverberații internaționale. Credem că este bine ca rezoluția care doamna Costache a citit în limba română, eu voi citi în limba engleză, după aceea ne vom apropia de final. This document is called Resolution adopted in the matter of the unlawful seizure of the children of Petru and Camelia Furdui. This document is addressed to the embassy and civil authorities of the Republic of Germany. Considering that the natural and biological family constitute the fundamental unit of society and civilization, taking into account that the natural family is sacrosanct, taking into account that state actions designed to undermine the sanctity of the natural family are grievous and inhumane, considering also that the 1948 Universal Declaration of Human Rights urges states to promote, protect, and respect the natural family between a man and a woman and their children, taking into account that the European Convention of Human Rights confers on biological parents the fundamental right to raise their children according to their moral and religious convictions, considering also that the November 20th, 1989 International Convention on the Rights of the Child grants parents and their children certain essential and fundamental rights, and considering also that under the convention, children have the right to a mother and a father, they have the right to know their biological parents and to be raised by them, they have the right to maintain the integrity of their ethnic and cultural identity, they have the right to maintain their religious identity and convictions, they have the right of parents to ensure that the ethnic and religious identity of their children are not harmed or impaired, but protected and safeguarded even when the children are in state custody. Now, therefore, we, notable representatives of Romania's pro-family movement, gathered on this solemn day on December the 18th, 2021 in Piazza Victoria in Bucharest, adopt this resolution. We deplore and express our deep disappointment at the unlawful manner in which Jugendamt, an instrumentality of the German state, has used its authority to violate the fundamental rights of the family of Petru and Camelia Furdui and their seven children. We deplore and express our indignation at the flagrant violations of the parental rights of the Furdui family when on April 26, 2021, Germany unlawfully seized from the Furdui family its seven children. We also deplore and condemn the inhumane manner in which the German authorities have operated ever since April 26, 2021, in undermining the supreme interest of the Furdui children
by, among other things, number one, separating them from their parents against their will, number two, dismembering the family and separating the Fordui children from one another, where the children now live in three different locations, number three, preventing the children and their parents to speak Romanian when they are allowed to congregate for a limited amount of time under state supervision. Number four, forcing the children and their parents to speak German during supervised visits, even though the small children and their parents are not fluent in German. Number five, undermining the ethnic integrity of the children and intentionally inhibiting the full expression of their cultural and ethnic identity while in state custody. Number six, undermining the religious identity of the children and intentionally inhibiting the full expression of their religious identity while in state custody. Number seven, ignoring the many and innocent pleas of the children often expressed to German authorities and courts to be allowed to return to their biological parents and be fully reunited as a family. Number eight, refusing to allow the transfer of the children to Romania to be raised by their relatives in Romania, even though six of the seven children are citizens of Romania. And number nine, intentionally alienating the feelings of the children towards their parents, where some of the smallest children are encouraged to refer to the adults with whom they live as mother. And number 10, committing numerous other transgressions of law, morality, and basic civility. In conclusion, we therefore, in consideration of the many violations of domestic and international law by Jugendamt, an instrumentality of the German state, we respectfully request that Jugendamt and the German state immediately right the wrong it has inflicted on the Fordui parents and children. More particularly, request number one, the immediate and unconditional release from state custody of all Fordui children and their immediate return to their biological parents. Number two, the immediate and permanent cessation of all unlawful and hostile actions taken by German authorities against the children while in the custody of Jugendamt. And number three, an immediate cessation of all actions designed to stigmatize the Fordui parents. Din nou vă mulțumim foarte mult pentru că ați participat aici. Mai avem doar un singur eveniment pe programul din ziua de astăzi. Și după aceea vom încheia. Diana, te rog să vii la microfon. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru că ați răbdat acest frig. Vrem să ne apropiem de încheiere și invităm alături de noi pe familia Comăneci. Ei sunt o familie numeroasă care vor să cânte un colind și de asemenea reprezintă unitatea pe care o putem găsi doar într-o familie, bucuria și mai ales cântul care izvorăște din această dragoste pe care avem și pentru Dumnezeu și și pentru familie în sine. Din Apitești la București pentru a susține această cauză a familiei Fordui. Ne gândim la faptul că această prețioasă familie, tot din 7 copii compusă, și am venit să cântăm un colind despre această sărbătoare măreață de Crăciun, în care Domnul Iisus Hristos a venit și la noi și vrem să-și aduc aminte și familia și pe Petru de această sărbătoare care probabil că o făceau în fiecare an și să spere, pentru că odată și odată se va întâmpla bucuria pe care eu am cu acești copii
și mulțumesc tuturor autorităților care m-au ajutat, atât celor din Pitești, cât și de la București. Suntem împreună și suntem foarte fericiți. Supra noilor munții bucuroși cântă armonia cântulor. Glorie s-a născut Mesia. Voi păstor ce auziți, ce anunță cerul slavă, ce ascultați așa uimit. Glorie, s-a născut Mesia. De luminos, sfinți părinți cu adorare, îl veghează pe Hristos. Glorie, s-a născut Mesia. Viața ta dorului predată, pentru el i-un dar dorit. Glorie, s-a născut Mesia. Stimați prieteni, evenimentul nostru s-a încheiat, dar pentru că peste 10 minute urmează să fie în direct, să fim în direct de la România TV, la România TV, vă rugăm frumos să mai rămâneți câteva minute aici pentru o filmare de ansamblu panoramic. Câteva minute, doar.